În prezența unui public avizat, dar și a invitaților speciali sosiți de la București, în mare parte actori, regizori și producători, preotul Daniel Oprescu publică cea de-a treia lucrare a sa, polemica dintre Dumitru Stăniloae și Lucian Blaga. De fapt, cartea este lucrarea de doctorat a părintelui, la care a lucrat numai puțin de 5 ani. Despre modul cum s-a făcut munca de cercetare și formare a sa ca preot și scriitor, a vorbit profesorul preot Ion Cojocaru. Când ucenicul își depășește magistru, atunci lucrurile devin extraordinare. Pentru că părintele a devenit și fiul meu, printr-o promisiune pe care i-am făcut-o cândva, prin anul 2000, că dacă va câștiga premiul întâi la disciplina dogmatică pe țară, la Olimpiadă, îl voi cununa. Așa a fost. Și l-am cununat și astăzi se încununează singur. E extraordinar de important să înțelegem că plecarea spre cercetare i-a fost crezul zilnic și că pe unde a trecut a onorat și locul și misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Sigur, o carte grea, o temă grea, domnul profesor care i-a fost îndrumător, domnul Angelescu, probabil că i-a lansat și o provocare, dar o carte care are și lucruri comune. Amândoi polemiștii au reușit să scoată din plan național domeniile lor. Prezent la eveniment a fost și profesorul universitar dr. Radu Tascovici, care l-a avut ca student pe Daniel Oprescu. Acesta a vorbit despre aplecarea părintelui către cercetare. Daniel mi-a fost elev și student și pentru că eu am fost un profesor cam incomod pentru mulți, Daniel mi-a arătat că are o fire bună pentru cercetare și pentru lucruri deosebite. În sensul că este ordonat și meticulos. Așa a fost ca elev și ca student și asta i-a permis să meargă mai departe să cerceteze lucruri destul de delicate și dificile. Dar, înainte de asta, o realizare foarte importantă a lui și a familiei lui în egală măsură o reprezintă biserica la care a muncit de la începutul tinereții lui, de la Mărcuș, casa parohială de acolo și casa praznicară de acolo. Îl felicit pentru ce a realizat. Așa cum s-a pregătit în timpul seminarului și facultății, sistematic, cei care veți achiziționa cartea și o veți și studia, veți constata că aceeași amprentă o are și înlănțuirea, să spunem așa, a capitolelor cărții. De la mic la mare, de la aproape către lucrurile mai profunde. Prezintă și contextul epocii, prezintă și specificul celor două personalități, prezintă și situația în care se afla societatea românească atunci, apoi polemica în sine și concluziile care se impun. La îndemnul profesorului universitar dr. Gheorghe Angelescu, părintele Daniel Oprescu a ales pentru lucrarea de doctorat această polemică dintre Dumitru Stăniloae și Lucian Blaga. Polemica a apărut în Ziarele Vremii în 1942, iar părintele Stăniloae îl acuză pe filozoful și gânditorul Blaga de necunoașterea dogmelor Bisericii Ortodoxe. Despre cei doi a vorbit coordonatorul lucrării de doctorat a părintelui Daniel Oprescu. Aș vorbi ceva despre bucătăria acestei polemici, acestor două mari personalități românești. Istoria a fost foarte întortocheată. Noi vom însă perioade foarte triste ale poporului român. În anii aceia, anii 20-30, România a avut și o perioadă foarte bună din punct de vedere economic. Acel 38 a fost un record pentru România. Tot pe date istorice, vă spun, părinte profesor, părinte decan, voi merge pentru că lucrurile sunt mai lămuritoare în felul acesta, ca să vedeți de ce a început polemica asta. Și Lucian Blaga și Dumitru Stăniloae erau fii ai Ardealului.
au beneficiat de acea faimoasă bursă Gojdu. Și unul și altul a trecut pe la Sibiu sau vrând nevrând, că Stăniloae a făcut studii la Cernăuți. Dar asta e altă poveste, dar beneficiindu-l de o bursă Gojdu. E diferență de 93-8 ani între Blaga și Stăniloae. Deci avea acest avans și a mers mult mai pregnant prin activitatea academică de la Cluj decât Stăniloae la Sibiu. Vă spun și treaba aceasta. Bineînțeles că și atunci Clujul reprezenta ceva foarte important pentru cultura românească. Și Blaga s-a lansat foarte bine până la performanțe uimitoare și în filozofie, și în literatură, și în artă dramatică. Pentru că el făcuse facultate de teologie, chiar dacă tatălui era preot, preot ortodox, cu mare răsune, cu mare vocație, era în Comitatul Sibiu, născut în Lăcram, aici la Alba Iulia, acum este în județul Alba, dar era Sibiu. Cum vrea de preot să ajungă să facă asemenea gafe monumentale în raport cu biserica din care el s-a născut, tatălui fiind preot. Și bineînțeles că cine putea să-i era replica decât un mare teolog, numindu-l Stăniloae. Momentul lansării a fost presărat cu doine și cântece religioase interpretate de doi elevi talentați din cetatea Basarabilor. Lansarea de la Ceramus din cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului de Film de la Câmpul Lung a fost un eveniment cultural de înaltă clasă. Părintele doctor Daniel Oprescu a reușit să dea publicului cititor o carte care elucidează o parte din viața celor doi mari gânditori români, Dumitru Stăniloae și Lucian Blaga.